Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să reținem cu tot din adinsul un lucru și repet și vreau să-l înțelegem bine. Dacă până acum, până în seara acestei zile, am umblat pe calea pocăinței așa cum am vrut noi și cum ne-a plăcut nouă, să luăm o atitudine nouă după sfânta voia lui Dumnezeu și în veacul acesta rău să trăim potrivit voii lui Dumnezeu. În Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1 cu versetul 10, Ioan în insula Patmos zice așa: în ziua Domnului eram în Duhul. Fie toată adunarea din seara aceasta în Duhul, pentru a pune cuvintele la inimă și a trăi pocăința așa cum este așezată pe paginile Sfintei Scripturii. Aș vrea să fim foarte atenți ca reper central și vă rog să rețineți ceea ce vorbesc. În 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 34, autorul acestei epistole spune așa: 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 34. Veniți-vă în fire și nu mai păcătuiți, căci sunt printre voi unii și poate nu puțin la număr, care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Veniți-vă în fire. Și mai este un alt verset în cartea lui Ieremia, capitolul 2 cu versetul 21, capitolul 2 cu versetul 21, care spune așa: Israele, te-am sădit ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Și cum te-ai schimbat și prefăcut într-o coardă de viță sălbatică. Oare înțelegem noi duhovnicește cuvintele acestea sau nu le înțelegem? Aș vrea să citesc din cartea aceasta insuflată de Dumnezeu, din Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 26, doar câteva versete. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei oameni. Atenție la versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Vă rog să ocupați loc. Aș vrea să încep cu o mărturie, voi fi foarte scurt în tot ceea ce voi vorbi, dar aș vrea să fiu foarte bineînțeles. Începând din seara aceasta, haideți să vă mai spun un verset. În cartea lui Ieremia, capitolul 21, cu versetul 9, și acum fiecare să judece după trăirea față de această carte sfântă. Zice Ieremia, spune lui Israel, atunci și nouă în seara aceasta, iată, Israele, că vă pun în față două căi, calea vieții și calea morții. M-am născut pe meleagurile județului Hunedoara într-o familie de creștini ortodoși. Aveam câțiva anișori ca băiețelul de aici din față. Aveam un talent deosebit în jocuri populare, ce se bucura tata. Am intrat în formația de dansuri populare, mi-a plăcut. La 17 ani am intrat în ansamblu de muzică populară, e adevărat, am aproape 70 de ani. Ceea ce a fost cândva, nu o să mai fie. Dar câtva trăi Cornel, va îngădui Dumnezeu duh de viață, am să laud pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în dreptul meu.
În 1994 am plecat de la Deva spre Cluj-Napoca cu dorința, după ce termin armata, orașul mare și frumos, formații de muzică populară, de dansuri, rămân în Cluj și așa s-a întâmplat. Am început să cânt, mi-a plăcut ceea ce a făcut, ce făceam, dar după un anumit timp am auzit despre bocăiți, de toate felurile, de toate culorile. Și creștini după Evanghelie, și oastea Domnului, și baptiști, și pentecostali. Bă, ce-i cu voi, mă? Despre ce-i vorba? Și au început să-mi vorbească despre Dumnezeu. De la 18 ani am fost făcut membru de partid. Ideologia partidului că nu există Dumnezeu, omul este totul. Eu am zis așa, măi, de-o fi Dumnezeu, o fi, de n-o fi, n-o fi. Și căutau să mă înduplece, să mă pocăiesc. Mă, cam despre ce vorba? Atenție, frați și surori, la ce vorbesc. Atenție foarte mare. Mă, și cam despre ce vorba în pocăința voastră? Păi uite, așa, așa. Păi cum să nu mă mai duc eu la petrecerea asta? Nu, nu există. Păi ieșau scântei din călcâi când intram în horă. Și eu să nu mă mai duc acolo. Dar zic, atenție foarte mare la ceea ce vorbesc. Măi, eu acum cam știu despre ce-i pocăința. Dacă nu vă pocăiți voi, că eu vă văd prin centrul Clujului și cunosc pe mulți, de nu vă pocăiți voi, după cum vi se spune și după cum scrie în carte, vai de voi. Atunci le-am spus așa, eu nu mă pocăiesc, tot neamul nostru până acum e în credința ortodoxă. Mă, n-are niciun rost. O murit, tata a murit, mama, moare fiecare, s-o duc și n-a mai fi nimic niciodată. Și dacă o fi ceva, ce? Că n-am dat în cap la nimeni. E bine, totul a început în 1993, când m-am dus cu cineva, mă, hai și tu, mă, poate te pocăiești, mă, cu corde nu merge, dar prima dată pocăiți-vă voi. E adevărat, toată stima și tot respectul pentru cei care au trăit adevărata pocăință atunci, îi vedeam. Iar cât despre o formă de evlavie, cum e în ziua de azi, parcă îmi vine să rup hainele de pe mine. Și avem pretenția că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, fără pocăință, nici vorbă de așa ceva. Zic, mă, vin, dar să nu țină mult. Și m-am dus. Stăteam acolo pe ultimul loc, începusem să transpir de nervi, Doamne, așa zbierau în capul meu. Bă, ce caut eu aici? Să ridică un bătrân, parcă acum îl văd, că despre tine, bărbatule, așa vorbește Domnul și întinde mâna despre mine. N-o să vedem ce vorbește mie Domnul. Am crezut că pleznesc de nerg, ce hainele de pe mine pleznesc. Ce vorbește Domnul? Că zice că trebuie, că eu spus Domnului să-mi spună mie să mă pocăiesc. Mă, vezi de treabă, nu ți-i rușine. Pe astea-ți vorbe, să aud eu de la un bătrân. Păi cum să mă pocăiesc? Dumnezeu, dacă există, îi poruncește la Cornel să se pochească. Niciodată! Eu să ies de aici dintre voi. Nu vă mai întâlniți voi cu Cornel. Coboram dealul Feleacului, poate cineva e de prin zona Clujului, și zic, mă, voi i-ați spus la omul ăla că eu sunt nepocăit, că avea, altfel n-avea de unde să știe. Mă, indiferent că i-ați spus, că nu i-ați spus, eu nu mă pocăiesc. Și vreau să vă spun un lucru. Lui Dumnezeu îi plac oamenii încăpățânați, care zic că nu se pocăiesc. Dacă îmi pune mâna pe ei, ăștia face Dumnezeu treabă bună. Israele, ia aminte și înțelege. Dă vopseaua jos de pe unghii, lasă sprâncenele să crească. Pune batic pe cap când vii la casa lui Dumnezeu. Asta e pocăință? Vai de cel ce va călca pe Fiul lui Dumnezeu în picioare. Când am citit ultima dată cuvântul acesta? Și ce înseamnă să calci pe Fiul lui Dumnezeu în picioare? V-ați gândit vreodată? Ioan zice, la început era cuvântul și cuvântul era... Oare crede cineva că îl înșeală pe Dumnezeu? Mă întreb eu. Ei bine, am ieșit de acolo, zic, mă, cu voi nu vreau să mai am de-a face. Un lucru să fie clar. M-am născut în credința ortodoxă, mie îmi place să joc. Poate, când voi ajunge pe la vreo 80 de ani, de o-i mai trăi bine, de nu, facă cu mine ce vor. Dar am găsit în Isaia 55 cu versetul 8, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. La un an și 7 luni eram într-un spectacol de muzică populară, Măreora Murărescu, televiziunea română, unde la Cluj, m-am gândit, mă, ce-i mai frumos. 25 de ani am cântat, nu cu harfă, nu cu caiet, nu nimic n-aveam în față.
Acolo s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, acolo pe scenă. Mi-a plăcut mult costumul de muzică populară, zona folclorică de unde vedeam. Mă, dar ce am făcut rău, mă, ce am făcut să mă pocăiesc? Dar dacă voi ziceți că sunteți și nu sunteți, vai de voi, mai vai de voi decât mine, că mergeți acolo, vă spune, și nu trăiți pocăința, ai vai de voi. Am ieșit de pe scenă, am crezut că nebunesc. Le-am uitat cuvintele, ca niciodată. Le-am uitat. Le-am încurcat. Am pierdut ritmul, am ieșit de pe scenă. Prietenii mei, după cortină, mă, Cornel, ce ai pățit? Mă, nu știu, dar a fost ceva și a fost. Umblam ca nebun pe străzi. Mă, ce s-a întâmplat? Așa ceva nu s-a mi s-a întâmplat niciodată. Ca după o vreme să-mi vină mintea oarecum, mă, totuși nu mi se trage mie de la, mă, dacă este ceva adevărat. Și am început să mă duc la adunare și mi-a plăcut. Stăteam pe ultima bancă și plângeam. De cum intram în adunare, plângeam. Și nu știam că ce am. Se vorbea cuvântul de la avon, nici nu, adunarea noastră mare are 1400 de membri. Nici nu se uita predicatorul la mine, plângeam continuu, ce are omul ăla cu mine? Nu avea omul acela, are Dumnezeu. Are Dumnezeu cu mine și cu tine. Supără-te pe mine, fă ce vrei tu. În Romani, capitolul 13, cu versetul 14, zice: îmbrăcați-vă în Domnul nostru Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii pământești ca să-i treziți potere. Aici e marea problemă a zilelor noastre. Îmbrăcați-vă în Domnul nostru Iisus Hristos. Am început să mă duc la adunare atunci și în ziua de astăzi. De nelipsit, la data de 1 martie 1995, am încheiat legământ cu Domnul. Oriunde mă duceam, eram necunoscut. Păi să învăț o cântare, era atât de simplu. Oriunde mă duceam, bărbatul așa vorbește Domnul. Ia seama și înțelege bine. Din pântecele mamei tale, te-am ales și te-am pus deoparte pentru lucrarea mea. Mi se părea foarte interesant. Mă duceam în altă parte, exact aceleași cuvinte. Mă, de unde știu eu cuvintele astea? Oare nu cumva să înțeleg între ei să-mi spună aceleași cuvinte? Altfel n-au de... sau își dau telefonul unul altul. Vreau să mă opresc aici, dar prin harul lui Dumnezeu, frați și surori, în 17 țări am fost. Domnul e aici și m-a văzut de ce vorbesc. Oare știi pentru ce te-a chemat Dumnezeu? În epistola lui Iuda este un singur capitol cu versetul 3 începând. Și pe când, atenție la ce vorbesc, de fapt vorbește cuvântul, și pe când căutam să vă scriu despre mântuirea voastră de orice, m-am văzut și zis să vă scriu să vă îndești și mai departe. Pentru că s-au strecurat printre voi unii scriși de multă vreme pentru sânda aceasta. Oameni nevlavioși, oare să fie un adevăr al zilelor noastre? Să fie un adevăr al zilelor noastre? S-au strecurat printre voi, uitați-vă ce spune cuvântul. Nevlavioși, vin cum vor ei. Păi frate, nu tu îmi spui mie, nici nu spun eu. Dar zice, îndemnați-vă unii pe alții la pocăință, la fapte vrednice de pocăință. Și a trăit frumos înaintea lui Dumnezeu ca în timpul zilei. Păi ce facem cu lucrurile acestea? Și avem nădejdea că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Se vorbea dimineață despre Evrei, capitolul 11. Cei care au fost tăiați cu ferăstrăul și-au chinuit, au fost aruncați. Și eu vin cum îmi place mie. Păi frate, dar nu-mi comanzi tu mie, sunt vorbe de felul ăsta. Israele ia seama și înțelege bine. Lasă moda, lasă tocurile înalte, lasă sprâncenele să crească, lasă unghiile, nu le mai vopsi. E o rușine, e o rușine. A trăit frumos în prezența lui Dumnezeu. Că într-o zi se va, în Apocalipsa lui Ioan, capitolul 3, ce spune Duhul Bisericii din Sardes, este o responsabilitate pe care Domnul Iisus Hristos zice, sunt în Sardes câteva suflete care nu și-au mânjit hainele. Ei vor fi îmbrăcați în alb, vor umbla cu mine fiindcă sunt vrednici.
așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai atât. Zice voi, puneți vă rog, Apocalipsa 3, începând cu versetul 4. Zice, voi mărturisi numele Lui. Vedeți responsabilitatea. Dar dacă Cornel n-a trăit pocăința și numai cred eu că voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Numai cred, se vorbea despre străzi de aur. Dar cu astfel de pocăință, că trăiești cum vrei tu, trăiește mai departe, zice Domnul. Uitați-vă, fără milă erau omorâți, cu cât mai aspră este pedeapsa care calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai dau un exemplu. În Ieremia, capitolul 6, cu versetul 16, și vă rog să puneți, așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care este calea cea bună? Care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar uitați-vă, ca și cum s-au înțeles, se zice, nu vrem să umblăm. Oare nu tot așa vor zice mulți? Chiar dacă de aici se dau sfaturi sănătoase, nu vrem să umblăm. Umblăm după plecările inimilor noastre, spune Ieremia. Am pus niște străjeri peste voi, versetul 17. Ascultați sunetul trâmbiței, nu vrem să ascultăm. Așa scrie acolo. Și așa se face, de fapt, cei mai mulți. Și uitați-vă ce spune Domnul Dumnezeu. Păi nu vrei, nu vrei, cântă, fă ce vrei tu. Zice Domnul prin gura lui Ieremia, capitolul 6, cu versetul 20. Ce nevoie am eu de tămâia care vine din Seba, de trestea mirositoare dintr-o țară depărtată, arderile voastre, atenție foarte mare, ce înseamnă arderile voastre de tot? Zice, nu-mi plac și jertfele voastre nu-mi sunt plăcute. Vine Cornel Popa să dă mare, dar Dumnezeu este Cel care cercetează inimile și rănunchii. Israele, învață calea pocăinței, învață calea îngustă a trăirii cu Hristos. Zice mama, dragul mami, eram singurul la trei fete, între trei fete. Zice, să nu te pocăiești că te abate Dumnezeu rău de tot. Mă, și vrei să te pocăiești, da, mamă? Hotărât, da, hotărât. De vrei să te pocăiești, nici la mormântarea mea să nu vii. Să nu creadă cineva că în ziua judecății Dumnezeu va fi nedrept. Pentru că în cartea lui Obadia, e un singur capitol, cu versetul 15, zice așa, căci ziua Domnului, vă rog să puneți, că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Atenție ce scrie acolo. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Scurt și la subiect. Aș vrea să mai dau un exemplu tot din lumea cealaltă. Eram încolonat, mergeam de la gara din Cluj la comandamentul armatei. Toată noaptea venind de la Deva am băut. Degeaba striga comandantul, bă, nu mai beți. Păi da, n-am bă, păi cum nu beți că miroase băutură? Când am ajuns în fața comandamentului, n-am să uit niciodată, 24 februarie, un glas autoritar, parcă a răsunat toată raza Clujului. Atențiune! O îngheța sângele noi, n-am mai scos un cuvânt. Intrăm pe poarta unității, nimeni nu mai are voie să scoată un cuvânt. Așa a fost. Parcă eram muți toți. Toți eram muți. Omul acela avea un cuvânt greu, un ordin dat. Era o personalitate. Și așa s-a întâmplat. În fața șefilor n-aveam dreptul să vorbim și să facem ce vrem noi. Dar înaintea lui Iisus Hristos, că Domnul-i bun, îi milos, îi nu știu cum. Și de putem permite
să venim la casa lui Dumnezeu în chip necuvincios și să credem, să ne înșelăm singuri. În cartea lui Osia, vă rog să puneți cartea lui Osia, capitolul 10 cu versetul 12, zice, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea, deseleniți-vă un ogor nou. Cum să semănăm cu neprihănirea când noi suntem încă firești? Poate că de 15 ani am încheiat legământ cu Domnul și tot firești suntem. Cum să semănăm cu neprihănirea? Și mai rămân la un singur exemplu. Cine vrea să trăiască potrivit acestui standard, potrivit acestui dreptar al învățăturilor sănătoase, să trăiască? Cine nu vrea să nu trăiască? Pentru că Dumnezeu nu este obligat. O veni Cornel Popa, o cântat două cântări și eu mă înșel singur după ce am ieșit din adunare cam ceva. Dar nu numai că am ieșit, ca și aici. În timp ce cântam, vorbeau acolo și așa mă doare de rău. Ca la piață vorbea cineva, aici, colo, așa. Păi ce e asta? Voi ziceți, tată, și sunt tatăl vostru. Dar unde este cinstea pe care trebuie să mi-o dați? Unde este? În Psalmul 2 cu versetul 12, parcă cu privire la tot ce am vorbit până aici, Psalmul 2 cu versetul 12 spune așa, și cuvintele acestea eu le socotesc ca o poruncă, zice, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Și atenție foarte mare, căci mânia lui este gata să se aprindă. Dați cinste fiului. Cum să-i dăm cinste fiului? Cum? Am promis să mă opresc și voi face tocmai. În Apocalipsa lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 10, îi spune Dumnezeu lui Israel, zice, Israele, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ce înseamnă a fi credincios până la moarte? Ne-am întrebat vreodată. Și promisiunea care este, îți voi da cununa vieții, vedeți, în ce fel vom primi cununa vieții? Nu știu, nu pot să-mi dau seama cum surorile vin aici fără capul acoperit. N-am să pot să-mi dau seama. Pentru că aici se specifică lucrul acesta. Deci fiecare face ce vrea. Să facă mai departe. Dumnezeu este sfânt. Și cei ce își vor sfinți viața, astăzi, acum, zice Domnul, vor moșteni promisiunile lui Dumnezeu. Amin.